Fotbaliștii de la echipele de juniori au început etapele de pregătire, chiar dacă afară sunt temperaturi caniculare, iar soarele arde cu putere, în fiecare zi pe terenul de fotbal de la școala numărul 11, antrenamentele sunt în toi. Avem două grupe, și juniori A și juniori B. Noi am început de o săptămână pregătirile pentru campionatul care va debuta pe 31 august, dar până atunci băieții trec printr-o perioadă mult mai grea, deci sunt obișnuiți cu un relaș acum perioada asta, dar înainte de începerea campionatului dumneavoastră știți că trebuie făcută o pregătire foarte bună, centralizată, și noi încercăm să aducem la același numitor comun pe toți componenții loturilor. Obiectivul este precis, clasarea pe un loc fruntaș în campionatul care va debuta la sfârșitul verii și ascensiunea către o echipă de top. Toți de la echipă ne dorim să facem un lucru cât mai bun campionatul acesta, să ne clasăm cel puțin în primele trei locuri, să mergem mai departe la faza zonală. Unde ți-ai dori să joci? Păi, la cea mai bună echipă din România, la Steaua. Etapa de pregătire este una destul de dificilă. Sper ca să ne clasăm în primele trei. Campionatul de fotbal pentru juniori va debuta la finalul lunii august. Echipele antrenate de Marian Brihac sunt complete, iar jucătorii speră să facă o figură frumoasă și în sezonul următor. După ce la ediția de anul trecut a mondialelor de canotaj sub 23 de ani, reprezentanții țării noastre au revenit acasă fără nicio medalie, acum la Linz, unde vor concura 9 echipaje, se dorește obținerea a cât mai multe premii. Șanse la o medalie are și un echipaj 100% orșovean. La competiția din Austria au confirmat prezența 811 canotori și canotoare din 52 de țări, record de participare. 4 echipaje românești și-au încercat șansa în calificări. Finalele se vor disputa sâmbătă și duminică. Majoritatea sportivilor care reprezintă România s-a antrenat la Centrul Olimpic de la Orșova, însă anul acesta clubul de la malul Dunării va fi reprezentat doar prin sportivele Andreea Asoltanei și Ionela Lehaci. Antrenorul Cristian Maliș speră într-un rezultat cât mai bun al bărcii orșovene. Va fi extrem de greu să obțină medalie, fiindcă aceasta este prima competiție de campionat mondial pentru cele două. Asoltanei este în primul an la tineret, iar Lehaci este junioară. Dacă se vor clasa în primele trei la mondialul de tineret de la Linz, cel mai probabil vor fi trimise și la mondialul de junior din Lituania. Sperăm să fie în formă și să se întoarcă acasă cu o medalie, a declarat Cristian Maliș pentru informația de Severin. La campionatele europene de la Minsk, Belarus din acest an, Ionela Lehaci a obținut medalia de argint la simplu vâsle.